Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie pentru nativii din Zodia Berbec. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să începem! Pentru cei care aveți zodia berbec, ascendentul, luna natală în berbec sau orice alte plasamente planetare importante sau pentru cei care aveți o persoană din zodia berbec în viața voastră și vreți să știți ce se întâmplă cu această persoană în luna iulie, hai să scoatem o carte pentru situația de dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, afaceri, carieră, situație financiară. În primul rând, pe partea de dragoste, dragii mei berbeci, aveți steaua, o arcană majoră foarte frumoasă, care ne vorbește despre speranță, despre vindecare, despre vise care pot să fie îndeplinite, oricât de îndrăznețe, oricât de ciudate ar fi visele, dorințele, aspirațiile voastre, în luna iulie acestea se pot împlini, dar trebuie să aveți încredere, trebuie să vindecați niște traume, niște răni emoționale din trecut și să treceți mai departe. Aici, cu această carte, este foarte important în luna iulie să vă permiteți să visați, să fiți onești cu voi înșivă și să recunoașteți ce vă doriți cu adevărat de la o relație, ce vă doriți cu adevărat de la partenerul sau partenera voastră. Dacă aveți pe cineva din zodia vărsător în viața voastră, fiți foarte atenți la aceste persoane pentru că o să joace un rol important pentru voi în această lună. Fie că e vorba de partenerul sau partenera voastră, de un fost partener sau o fostă parteneră sau poate pur și simplu de cineva din familie sau de un prieten, o prietenă care poate să vă ajute să vă întâlniți marea dragoste a vieții voastre. Hai să clarificăm această energie atât de frumoasă, plină de speranță, plină de optimism pe partea de dragoste, cum puteți să beneficiați la maxim în luna iulie de această energie atât de frumoasă. Ok, interesant. Hai să ne uităm mai atent la aceste cărți. Cinciul de monede, Marea Preoteasă, Patrul de monede. Văd că, dragii mei berbeci, ați fost blocați într-o situație tristă, într-o situație din care nu găseați scăpare, dar aici în luna iulie vine Marea Preoteasă și vă obligă energia acestei luni și tranzitele astrologice din această lună să faceți un pas în spate, să analizați situația la rece, așa cum ar face un vărsător, da? Să vă uitați la datele problemei foarte analitic, foarte rece, foarte calculat, să vedeți lucrurile în ansamblu și să vă dați seama acolo unde de unii singuri v-ați impus blocaje emoționale. Atât pentru cei singuri, cât și pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, este foarte important să știți că în luna iulie puteți să vă vindecați aceste blocaje emoționale, să reparați ceea ce nu funcționează cum ați vrea voi în relația voastră, folosindu-vă de ciclurile lunare, de faza de lună plină, faza de lună nouă. Fiți atenți atunci când luna tranzitează anumite plasamente planetare importante din astrograma voastră, din harta voastră natală, pentru că vă puteți folosi de aceste energii ca să cereți ajutor, ca să vă vindecați de niște tipare toxice și ca să renunțați la niște idei învechite care nu vă mai servesc. Aici cu steaua, mesajul este foarte clar pentru berbeci. Trebuie să
aveți curajul să visați. În luna iulie, nici un vis, nici o dorință, nici o aspirație nu este prea îndrăzneață pentru voi. Puteți să obțineți ceea ce vă doriți de la Univers, dar primul pas este să fiți onești cu voi înșivă în ceea ce vă doriți cu adevărat. Pentru că dacă nu sunteți onești cu voi înșivă, Universul nu are cum să vă acorde, divinitatea nu are cum să vă dea ceea ce sufletul vostru își dorește. Mai întâi trebuie să faceți această muncă de analiză, de introspecție pe care o cere aici de la voi Marea Preoteasă, să vă ascultați intuiția, să vă ascultați ce vă spune sufletul, ce vă spune inima, nu doar ce vă spune portofelul, nu doar ce vă spune mintea. S-ar putea ca aceste schimbări pe care le doriți, poate în relația de cuplu sau dacă sunteți singuri, acest partener pe care vi-l doriți să apară în viața voastră, să dureze ceva până ce apare, pentru că aici această arcană majoră, steaua, este combinată în această carte cu energia șaptelui de monede. Aici vorbim despre niște semințe pe care acum le plantați, astfel încât în viitor să culegeți roadele efortului vostru. Pentru o mică parte dintre voi s-ar putea să începeți deja să vedeți roadele acestui efort, roadele muncii voastre încă de la finalul lunii iulie, când o să avem faza de lună plină în vărsător. Pentru alții s-ar putea să trebuiască să așteptați până anul viitor, prin ianuarie-februarie, în perioada în care soarele o să tranziteze zodia vărsătorului. În orice caz aici, în următorul interval de timp, în următoarele 6 luni, pot să apară niște schimbări semnificative, foarte frumoase, foarte pozitive pentru berbeci, pe starea de dragoste în relațiile voastre, dacă, bineînțeles, sunteți dispuși acum să faceți pașii necesari, să vindecați ceea ce trebuie vindecat și să renunțați la ceea ce trebuie să renunțați. Hai să mergem mai departe. În privința sănătății avem aici o carte foarte, foarte frumoasă, Regina de Monede. O carte care ne vorbește foarte, foarte clar despre tratamente naturiste, despre îmbunătățirea stării noastre de sănătate prin dietă, prin alimentație, prin legătura pe care corpul nostru, organismul nostru fizic o are cu pământul, cu plantele, cu lumea vie. Regina de Monede este și o regină foarte protectoare, foarte ocrotitoare. Prin urmare, aveți grijă în luna iulie de voi înși. Vă trebuie oarecum și voi să întrupați această energie și să fiți grijulii cu corpul vostru, cu organismul vostru, cu nevoile voastre fizice. Hai să clarificăm această regină de monede pentru berbeci, pentru luna iulie. Wow, foarte frumos! Frumos și interesant în același timp, pentru că aici avem regele de bâte, regele de săbii și moartea, renașterea, transformarea. Vedem că această regină de monede, această nevoie a corpului vostru de a se alimenta din natură, de a-și lua toate resursele necesare din lumea vie, din lumea plantelor, din lumea animalelor, de la soare, de la lună, să vă alimentați atât energetic cât și fizic, tangibil, să vă conectați cu pământul, această nevoie, această regină este susținută de regele de bâte și de regele de săbii. Adică, voi o să aveți și energia, dorința, motivația necesară ca să acționați, să faceți aceste lucruri, să implementați o nouă dietă, un nou stil de viață în viața voastră de zi cu zi. O să înțelegeți și mental, analitic, de ce este important să faceți acest lucru și o să fiți capabili să faceți un plan pe termen lung care, aici cu moartea, o să aducă o transformare radicală spre bine în sănătatea voastră. Prin urmare, dragii mei berbeci, fie că aveți deja niște probleme de sănătate sau încă nu ați descoperit posibile probleme în organismul vostru, vă recomand în luna iulie să investigați posibile tratamente naturiste, posibile metode de prevenție bazate pe plante pe care le găsiți în natură. Pentru că o să fie ceva foarte frumos, plăcut, pe care o să
vă facă plăcere să implementați în viața voastră, o să găsiți exact dozajul potrivit pentru voi și o să vă creați mai multă stabilitate pe termen lung, o să vă transformați efectiv organismul, o să fiți o variantă mai optimă, mai sănătoasă, mai longevivă, mai puternică a ceea ce sunteți deja. De asemenea, pentru acei berbeci care aveți un scorpion în viața voastră, pentru că această arcană majoră reprezintă și zodia scorpionului, puteți să cereți o părere, o opinie sau ajutor în a găsi tratamentul ideal pentru voi de la această persoană. Dacă cumva aveți un medic sau un terapeut scorpion, puteți să vă bazați 100% pe ceea ce vă prescrie acest medic sau acest expert, pentru că o să fie tratamentul optim pentru voi. Mai departe, în privința banilor, a carierei, a afacerilor voastre, avem aici o carte foarte frumoasă care combină energia cavalerului și a pajului de cupe, o carte care ne vorbește despre nevoia de a medita asupra acestor teme, de a vă gândi puțin mai atent la finanțele voastre, la afacerile voastre și în același timp despre nevoia de a vă asculta instinctele. Pentru că aici, în luna iulie, o să vedeți că anumite gânduri din subconștientul vostru o să plutească la suprafața conștiinței voastre și o să vă dea acele idei optime de investiții, acele idei inovative în afaceri, astfel încât să faceți mai mulți bani, să înaintați în carieră, să aduceți clienți suplimentari dacă aveți afacerea voastră, business-ul vostru. Dacă în luna iulie vi se face o ofertă de afaceri, o ofertă de job, o ofertă de colaborare, v-aș îndemna să aveți puțină grijă, pentru că chiar dacă această ofertă este una foarte sinceră și foarte onestă, s-ar putea să fie niște lucruri ascunse acolo pe care persoana care vă face această ofertă să nu le conștientizeze încă. Și s-ar putea ca lucrurile să nu fie chiar atât de bune cum par. În urmare, orice ofertă primiți în această lună, luați-vă câteva zile, 2-3 zile, ca să analizați foarte atent oferta primită. Nu spuneți da pe moment. Hai să clarificăm această carte, această energie în banii, afacerile, în situația financiară a berbecilor în luna iulie. Ok. Wow, foarte frumos! Văd că pentru o parte dintre berbeci, mai ales pentru cei tineri sau pentru cei care sunteți singuri, aici apare o foarte mare posibilitate să vă întâlniți următorul partener de viață la locul de muncă sau prin intermediul unor parteneri de afaceri. Mai ales dacă în luna iulie o să participați la niște evenimente în care vin și alți oameni din domeniul vostru de activitate. Aici pot să fie niște team building-uri, niște conferințe, tot felul de întruniri și întâlniri în mediul în care voi operați, în domeniul vostru de activitate. Networking-ul este un lucru foarte bun în luna iulie și pe cât posibil încercați să acceptați orice ofertă de a vă întâlni cu alți oameni care lucrează în același domeniu, care au interese similare cu voi, pentru că aici o să fie și plăcut, o să vă simțiți bine, puteți și să întâlniți oameni noi, oameni interesanți, care pe urmă cu această arcană majoră, cu fetonul, carul, să vă ajute să avansați în carieră. Mai ales dacă aveți pe cineva din zodia RAC în viața voastră, un prieten, un colaborator, un coleg de la locul de muncă, acceptați invitațiile pe care aceste persoane din zodia RAC vi le fac, pentru că vor fi foarte pozitive pentru voi. Și vedeți aici cu doiul de cupe, văd că fie afacerile de familie sau afacerile împreună cu iubitul, iubita, soțul, soția, sunt foarte bine aspectate, sau pentru cei singuri, după cum ziceam, există aici o mare posibilitate să vă întâlniți următorul partener sau parteneră de viață la locul de muncă sau la aceste întruniri de afaceri. Per total, va fi o lună foarte interesantă pentru berbeci, foarte multă energie pozitivă, foarte multă energie de susținere aici. Puteți să vă transformați atât dragostea, cât și sănătatea, cât și
finanțele într-o manieră foarte frumoasă, foarte plăcută. Eu zic să profitați la maxim de această energie. Nu lăsați să vă scape aceste oportunități printre degete. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card din aceste cărți oracol Puterea Gândului, să vă las cu un mesaj frumos înainte să finalizăm etalarea. Hai să vedem pentru nativii din Berbec, pentru luna iulie, un mesaj frumos, un gând frumos care să vă ajute să navigați cât mai bine, cât mai ușor, cât mai frumos această lună. Pentru voi mesajul este următorul. Pe măsură ce eu spun da vieții, viața îmi spune da. Viața îmi oglindește fiecare gând. Pentru că mențin gânduri pozitive, viața îmi aduce numai experiențe pozitive. Un gând foarte frumos, un mesaj foarte frumos pentru Berbeci, pentru luna iulie. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați stat cu mine până la final. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți de aceste schimbări pe care le-am implementat. Sper să vă placă etalările lunare și etalările zilnice în format restrâns sunt doar așa ca să vă ajute punctual în fiecare zi să înțelegeți mai bine în ce direcție ar fi optim să vă canalizați eforturile pentru ziua respectivă. Nu uitați să vă uitați și la etalările pentru ascendentul vostru, pentru semnul zodiacal în care aveți luna natală sau orice alte plasamente planetare importante. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!